Proiectilul a fost descoperit în apele Jiului după ce acestea au secat destul de mult. Nu, a stat mult în apă. A stat mult în apă. Da. Am găsit o lovitură de PG-2 provenită din conflicte armate. Este intactă și au apărut în urma conflictelor armate. Astea are de toate. Numai că nu are coada, în rest elementul care produce explozia este intact. Ele sunt făcute pentru penetrarea blindajelor. Mașini blindate, tancuri, și sunt făcute să concentreze explozia către un punct pentru penetrarea blindajului. Autoritățile atrag atenția celor care găsesc întâmplător astfel de proiectile să nu le miște din loc și să sune imediat la 112.